Bine ați revenit la seria Să ne gândim. Întrebarea de la care a plecat totul este următoarea. Te găsești într-un loc de pe Pământ, de pe planeta Pământ. Te deplasezi un kilometru spre sud. Apoi te deplasezi un kilometru spre est sau spre vest, n-are importanță. Apoi te deplasezi un kilometru spre nord. Și ai ajuns în locul în care ai fost inițial. Unde ești? Prima soluție este cea pe care v-am spus-o, polul nord. Și acest desen ne ajută să înțelegem această soluție. Linia 1 este prima deplasare, deplasarea spre sud. Linia 2 este deplasarea spre est. Iar linia 3 este deplasarea spre nord. Și am ajuns de unde am plecat, la polul nord. Dar noi căutăm altă soluție, nu degeaba se numește întrebarea a doua soluție. Ceea ce m-a împiedicat pe mine să observ prima dată când am auzit această întrebare, altă soluție decât polul nord, a fost faptul că nu m-am gândit că o deplasare spre est sau spre vest poate însemna un cerc complet dacă suntem aproape de poli. Și probabil că acesta este obstacolul pentru cei mai mulți în înțelegerea celei de-a doua soluții, în găsirea celei de-a doua soluții. Punctele care reprezintă a doua soluție se găsesc în emisfera sudică, aproape de polul sud. Aici vedeți harta Antarcticii, iar punctul roșu este polul sud. Și acum să ne imaginăm un punct în care ne găsim, să zicem punctul albastru. Am exagerat din nou distanțele pe hartă ca să putem observa deplasările. Ne deplasăm un kilometru spre sud și ajungem în punctul A. Să presupunem că ne deplasăm spre est un kilometru și că această deplasare reprezintă un cerc complet. Înseamnă că la sfârșitul ei vom fi din nou în punctul A. Și acum dacă ne deplasăm un kilometru spre nord, ajungem în locul în care am fost inițial, în punctul albastru. Dar tot ceea ce am spus este valabil pentru oricare punct de pe cercul verde. Din oricare punct al acestui cerc, dacă ne deplasăm spre sud un kilometru, ajungem într-un punct, să-i spunem P, din care dacă ne deplasăm un kilometru spre est sau spre vest, ajungem din nou în punctul P. Așa că a treia deplasare, un kilometru spre nord, ne duce în punctul în care eram inițial, în poziția inițială. Dacă ținem seama de faptul că geografii numesc cercurile de pe suprafața Pământului care au toate punctele egal depărtate de poli paralele, atunci a doua soluție poate fi formulată astfel. Locul în care te găsești este pe o paralelă aflată la un kilometru nord de paralela care are lungimea de un kilometru din emisfera sudică. Și pentru că o paralelă este un cerc, are o infinitate de puncte, deci există o infinitate, teoretic, de astfel de locuri. Dar să încercăm să găsim o exprimare mai simplă pentru această soluție. Priviți acest desen. Știm că distanța de la locul în care ne găsim, care se găsește pe paralela desenată cu verde, la paralela cu lungimea de un kilometru, cea desenată cu albastru, este un kilometru. Pentru că prima deplasare este un kilometru spre sud. Dar cât este distanța de la paralela albastră, cea cu lungimea de un kilometru, la polul sud? Această distanță este raza paralelei cu lungimea de un kilometru. Cât este această rază? Un cerc are lungimea dată de această formulă. Lungimea cercului este de 2 ori pi înmulțit cu raza cercului. Pi are valoare aproximativă 3,14, după cum sunt sigur că știți. Și de aici rezultă că raza cercului se poate găsi cu formula lungimea împărțită la de 2 ori pi. Pentru că cercul nostru, paralela noastră, are lungimea de un kilometru, adică 1000 de metri, raza lui înseamnă că se poate calcula împărțind 1000 de metri la 2pi. Și găsim, dacă facem calculul, aproximativ 159 de metri.
Calculul pe care l-am făcut este aproximativ din două motive. Odată din cauza lui pi, care e un număr irațional. Dar asta nu ne-ar împiedica să calculăm cu ce precizie vrem dacă am luat suficiente zecimale pentru pi. Dar mai este un motiv pentru care calculul este aproximativ și acela este faptul că am presupus că cercurile noastre se găsesc pe o suprafață plană. Ceea ce nu e adevărat, Pământul nu este plat, chiar dacă unii vor să fie originali cu orice preț și susțin acest lucru. Dar aproximația, atât pentru pi, cât și pentru curbura Pământului, pentru distanță de 1-2 km, este foarte bună. Pentru că raza medie a Pământului este aproximativ 6370 de kilometri, adică mult, mult mai mare decât distanțele care ne interesează pe noi. Și oricum, nu ne interesează poziția cu precizie de ordinul centimetrilor. Metri e suficient. Așa că, dacă ne găsim pe cercul verde, suntem la o distanță de aproximativ 1 km 159 de metri de polul sud sau 1159 de metri sau mai rotund 1160 de metri. Și atunci răspunsul la întrebarea noastră poate fi formulat în felul următor. Dacă te deplasezi 1 km spre sud, apoi 1 km spre est sau spre vest, apoi 1 km spre nord, și ajungi în locul din care ai pornit, atunci te găsești fie la polul nord, fie la 1160 aproximativ de metri de polul sud. Această serie a fost mai multe întrebări legate de stări de echilibru sau de posibil echilibru. Două dintre ele chiar se numesc echilibru 1, respectiv echilibru 2. Dacă nu le-ați văzut, găsiți linkurile în descriere. În întrebarea de azi este vorba din nou despre o stare de echilibru și anume despre ceea ce vedeți în acest desen. Un om cu masa de 80 de kilograme se găsește pe o platformă suspendată printr-un sistem de scripeți și sfori. Platforma are masa de 40 de kilograme, iar sforile și celelalte accesorii au masa neglijabilă. După cum vedeți, sfoara care trece peste scripetele din stânga are un capăt legat de platformă, ține platforma, iar celălalt capăt este legat de axul scripetelui din dreapta, deci ține scripetele din dreapta. Iar sfoara care trece peste scripetele din dreapta are și ea un capăt legat de platformă, iar celălalt capăt este ținut cu mâna de omul de pe platformă. Și întrebarea este următoarea. Poate fi acest sistem în echilibru? Dacă nu, de ce nu? Dacă da, cu ce forță trebuie să tragă omul de pe platformă de sfoară pentru ca să avem o stare de echilibru? Ca să simplificăm lucrurile, vă propun să exprimăm forțele în kilograme forță. Un kilogram forță este greutatea unui corp cu masa de un kilogram. Sau, altfel spus, este forța cu care un corp cu masa de un kilogram întinde un fir de care este atârnat. Succes pe vinerea viitoare!